Filiala română a Uniunii Salvați România a organizat o conferință de presă pentru a comunica numele candidatului la funcția de primar la alegerile locale din vară. El este, așa cum era de așteptat, Radu Samson, președintele recent reales al filialei Roman. Și cu ocazia asta am aflat și că au avut alegeri interne în organizația USR Roman. Când credeți că au fost alegerile? În data de 28 decembrie. Au fost prezentați jurnaliștilor și câțiva vicepreședinți, toți cu vârsta peste 30 de ani și cu studii superioare. Radu Samson a declarat că, spre deosebire de alegerile precedente la care a participat, acum are o mai mare experiență politică, dar că e și mult mai pregătit în problemele administrației. A făcut chiar un soi de legământ de credință cu ziariștii. Și încă o dată vă promit că nu o să auziți în mandatul meu de primar, nu e treaba mea sau nu e de competența primăriei. Și puteți să notați chestia asta și când ajung primar chiar vă rog să-mi atrageți atenție, dacă risc să o fac vreodată. Un alt lucru pe care eu și colegii ne-l vom asuma, eu și colegii care candidează la Consiliul Local, este să ducem la bun sfârșit toate lucrările începute și neterminate de ani de zile în Roman. Din fericire, pentru că suntem în campanie electorală, o parte din lucrările din oraș vor fi terminate până la vară cu siguranță. În același timp, din nefericire, există riscul ca aceste lucrări să fie terminate la aceeași calitate la care sunt terminate de multe ori lucrările și e o calitate, din păcate, care denotă lipsă de respect atât față de cetățean, cât și de banii pe care acesta îi plătește sub formă de taxe și impozite. Compromisurile la calitate în lucrările publice din Roman se încheie anul acesta în iunie, odată cu ajungerea echipei USR la primărie. Deputatul Iulian Bulai a punctat câteva probleme pe care le are în vedere în situația în care USR ar putea conduce Consiliul Județean, dar a insistat în mai multe rânduri pe depolitizarea instituțiilor. Aș vrea să abordez o problemă foarte importantă, prezentă în județul Neamț, cât și în toată țara, anume politizarea. 3 ani de zile, din Parlament, din stradă, am condamnat, împreună cu colegii mei din USR, politizarea instituțiilor de către PSD. Acesta a fost un fapt. Oameni numiți, cu sau fără competențe, dar printr-un filon politic și datorită asocierilor politice. Același lucru am observat cu mare tristețe că se întâmplă acum în județul Neamț, prin guvernarea PNL, care foarte curând a propus un domn inspector școlar care este membru de partid și este consilier local PNL. Nu contest competențele persoanei respective, dar domnul Mihai Obreja este o persoană politică, implicată politic și conform principiului nepolitizării, adică atunci când ajungi la guvernare, să nu-ți pui oamenii în funcții publice pentru că sunt colegi de partid, ci doar pentru că au competențe, acest lucru este egal cu politizarea pe care PSD a făcut-o în țară și în județ. Politizarea PNL nu este mai bună decât politizarea PSD. Politizarea înseamnă că ești subordonat politic, iar acest lucru este un semnal de alarmă și fac apel la colegii din PNL să nu meargă pe această cale, pentru că au primit un vot de investitură în Parlamentul României pentru guvernul Orban, pentru a veni cu performanță și depolitizare. Acesta a fost mereu cuvântul, depolitizare. Dacă ei continuă în acest fel, nu pot fi parteneri de guvernare locală credibili și punem sub semnul întrebării încrederea pe care le-am acordat-o în noiembrie atunci când i-am votat în Parlamentul României. Nu am reușit să obținem un răspuns limpede la întrebarea dacă la alegerile viitoare vor avea și USR, dar și Plus, câte un candidat separat sau Alianța USR Plus va avea un singur candidat. Răspunsul se așteaptă de la centru, știți cum e. În schimb, domnul Bulai ne-a explicat cum va fi USR un partid neopașoptist. Pașoptiștii au fost niște tineri care au venit cu niște idei reformatoare, cu niște idei care au provocat status quo-ul țărilor române de atunci. Lucru banal, care ne se pare astăzi o normalitate, sclavia romilor de înainte de formarea statului român modern, dezrobirea lor,
s-a petrecut prin aportul pașoptiștilor care, venind din străinătate, au înțeles care este ideea de bază a demnității umane, libertatea pentru toate ființele vii. Mai departe, crearea instituțiilor în România, administrație publică, un stat funcțional, acestea sunt marile realizări ale pașoptiștilor și mergem în această direcție, provocând cu succes, zic eu, o reformă de țară și administrativă care să se desfășoare într-un ritm mult mai avangardist. Conferința de presă a avut două leitmotive, depolitizarea și candidatura domnului Samson. Dacă există un candidat în județul Neamț care are o certitudine uriașă de susținere în ciuda oricărei fel de alianțe din partea USR, acesta este Radu Samson.